Poftim? Poftim? Ce faci filmare? Vrei să spargi Am semne? vorbit, nu o să o Cu sparg, cine? am vorbit cu... Am cerut aprobare aici la muzeu să filmez la doamna la ou acolo. Sunt live pe... Atunci am întrebat și mie unul de asta. Da, la Jumbo. Da, mă, dacă ai cerut aprobare, nu Da, mai știu acolo. atunci. Doar arăt puțin și că nu cred că se poate înăuntru sau ceva. Înăuntru nu, că Nu, n-am cheie. afară, da, Dacă și aveai la cheie, îți O. dă cheia, nu. Mulțumesc mult. Hi guys, do you hear me? No sound. It works now? I didn't do anything. I will try still to charge you up. Hello guys, happy to see you here. I'm still charging you. Let's hope it's working if I'm charging you. It's better to charge you up or not. I'm so afraid. No idea. Good morning, guys. Happy to hear you. Happy to see you. It has been an adventure to arrive here. I'm in Bucharest and I am trying to show you how to decorate eggs. Do you hear me now? Do you hear me now? Read my lips. Good morning, good morning. Hi guys. Do you hear me? Tell me anything in chat. Freezing? A Christmas miracle. And I wanna show you how to decorate eggs, and I wanna show you a really old church. I cannot go inside, only outside. The museum is closed. But after we see how to decorate eggs and we'll learn how to decorate eggs in a traditional way, I'm gonna take you to a few parks, one or two. Who knows? We will see. It's okay? Okay, guys, so I'm gonna switch off the camera like this. And I am at a really nice museum. It's closed, the museum. Oh, some people are fighting. There's been an accident or something. This is gonna be an eventful day. Come on, guys. Oh my goodness. Okay, this is a. You hear me good? Oh my God, this is really a Christmas miracle. Guys, this is a really old church. That this church has been brought up here from a village. And the village got a bit bigger and people didn't fit in the church because the church is tiny, as you can see. It's a church from a village from Hunedoara. The village is called Bejan and it's from the century, from 18th century. So look how nice it's looking. And they brought it up here because the village got a bit bigger, so people couldn't fit anymore in the church to go to the service. We cannot visit inside, but we can walk on the stones here and just peek inside. Can you imagine how nice to live in a small village like this and go to church? Look at the details. A lovely day in Romania. Yes, it's not sunny, guys. It's cold today, but yeah. So Jay's brought it up here. And the funeral stones, they brought them here from the village. It's super nice. Lagging a little, but recovers pretty. Obscura, guys, thank you so much for being here. I appreciate you guys.
being here with me. It has been an adventure to be here, but let's hope we're gonna do it fine. We're gonna have a stream. This is also a fire pit. People used to cook here. Do you see? The museums are closed. And here probably they used to make pottery. They actually have a few burning clay and make pottery out of these. Okay, revenue. Right now she has an order to make these eggs with flowers, with butterflies. But maybe we'll learn to do traditional ones like this one. The traditional. The eggs are emptied by content. They don't have the egg yolk and anything inside. Just light. You just decorate. We're back. My phone just froze. So I had to restart the stream. See, she's doing with black wax. With colored wax, she just filled the design. She has the dexterity and the experience to do them super fast. Non scrivi mica fare perché inghiazza rapido. Da da da. She said it is good that it's cold outside because the wax is it solidify fast. De unde veniți? Din Suceava, Ulma, unde e mănăstirea Putna mai sus. She's traveling all the way from Suceava, guys, close to Putna Monastery. It's a really nice place over there. So she traveled a lot. I'm complaining that I'm coming from Ploiești, and she came all this way to show us how she makes these amazing decorations on eggs. We are learning today. See? We didn't travel for nothing. We are learning new things.
asta în America. She said that she traveled to America. Do you hear? She was in Chicago, Philadelphia. She was with painting eggs to different exposition over there. Aveți o ceară specifică pe care o folosiți sau pur? Ceară de albine, curată. Wax from bees. O colorez asta care se pune culoare în ea. Yes, masters of eggs. It seems super easy what she's doing. Îmi pare ușor ce faceți. Așa toată lumea zice da. Că o fac eu, dar dacă încep să... Pui mâna, nu mai e. She said that everyone says it's easy to do, but when you start doing it, doesn't seem that easy. She said that she's starting doing this technique since she was 10 years old, and now she's 60. Mulți ani să aveți, sănătate multă. Și aveți nepoți care să învețe tehnica să o predea mai departe? Da, am 14 copii. She has 14 kids. I ask her if she has nephews. De nepoți, al 26-lea este în drum. 25 nephews and the 26th one is on its way. Oh, să vă trăiască, sănătos să fie. So she has lots of family members to pass the traditions. Fete din sat care, da, bine, acum au rămas vreo două numai. And she taught 14 girls from her village to do this. And in the village only two of them remained. The rest of them went across the countries to teach this technique further. 14 kids, guys. Acum am rămas singură. De fapt, mai este cea mică. Au plecat în lumea largă. Da, deci când eram gravidă cu cea mică, soțul meu a murit. Și aveam 500 de mii pensie și colocația copiilor. Atunci eram da. 15 lei, ceva de genul ăsta. Și lucram de la 6 ani, toți am lucrat. Am avut noroc că aveam comenzi. Da, da, da. Și din noule astea am reușit să crească între timp. După ce au crescut, băieții s-au dus la construcții. She said that she raised her 14 kids with the money only from painting eggs, guys. Aveți cumva cum să vă găsim pe internet? Poate da, vor să... Ileana Hotopilă. Păi eu am să vă dau... Da, 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 o carte de vizită să... Hârtiuță, poate cine știe, da. O hârtiuță cu da, unde da, da, da. Să vă găsim. Ask her if she sells them online. Da, da, da. She sells them online, guys. So she's a hero mom. She grew up her kids. She keep up with her kids' educations and life just with the money from amazing eggs. My friend here from Minnesota wants me to tell. Prietena mea din Minnesota vrea să vă spun că sunteți o eroină, sunteți un înger. Mulțumesc. She said thank you, MM. Tom, hello, hello, how are you guys?
fac și motive de Crăciun. She said that she's making Christmas designs sometimes. Pregătiți ouăle în vreun fel anume înainte de a începe să le pictați, să le încondeați? Da. Deci prima dată la le goliți. Astea sunt pline. Astea sunt pline? Da. Deci pregătim ouăle așa. Se face o găurică, uh-huh. Se scoate conținutul, deci cu o seringă. First she removed the content of the eggs with a syringe. Deci cu presiunea aerului din siringă, deci nu-l trage în siringă. Da, da, da. Ție cu gaură în jos și cu presiunea aerului din siringă, el se scurge pe lângă apă. Aha, am deci înțeles. De băgați aer, da, 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 și scoate. Bagă aer în el. Uh-huh. După aia îl spăl și după îl lăuscă. Aha, da, da, da. Pregătim ouăle din vară. Ca da, da, da. La celelalte care sunt așa, astea sunt tradiționale. Mhm. Uh-huh. These ones with black are traditional ones. Prima dată se lucrează, deci ăsta albul de aici, acum este cealaltă. Mm-hmm. Da, da, așa, da. Așa, după aia se pune în galben, deci tot ouul iese galben. Unde trebuie să fie galbenul ăsta de aici, eu acum îl fac cu ceară. Da. Deci cu ruciulețile alea. După aia îl pun în roșu, deci tot ouul iese roșu. Unde trebuie să fie roșu ăsta de aici, pune ceară. Eu acum pun ceară. Da, da, da. Și după aia îl pun în negru, deci tot ouul iese așa negru. Da, la da. Final se șterge ceara. Da, și rămân și rămâne modelul ce care vrei să ce vrei să rămână. Da. So first she removes the content of the egg with the syringe. Asta she just push. Asta e mai nouă. Da, da, da. Da. She pushes there with the syringe and the content of the egg just comes off. She cleans them, wash them good and let them dry. And first she paints the eggs in yellow, after that in red, because at the end, you see here, you're gonna end up with lots of color on the egg. This is the final stage of it. What you want to show, you're gonna cover with wax, because the color don't stick on that wax. Doesn't stick on the wax. My grammar is bad today. We're in Bucharest, guys, today. We traveled. We had a bit of adventure because I got so many different direction how to get here. But we did it. Google Maps was really bad today. This is a new technique. Easter is gonna be just in 3 days, so tomorrow she's gonna come back home. So we managed to catch her today. You're confused for a second, you're recalling a conversation you had with a Romanian friend. Yeah, we are in Romania, guys, and we have these decorations for a lot. What kind of brush is she using? She's painting with some tools that she made. My friends are asking about the tool that you use for... Prietenii mă întreabă de unealta cu care pictați. Se cheamă chișiță. The tool is called chișiță. Se face dintr-o tablă foarte subțirică. From a metal, really thin, and you twist it on a needle. Great skill, yes. Mă dau așa ca să... 250. Știu.
la ce mă uitam, am văzut la televizor și aveați un nou calea pierdută. Nu mai am. Da. Așa m-a impresionat și mi s-a părut extraordinară ideea. Nu mai aveți. Nu mai am, doar... The switch to English to Romania is hard, yes. Când am să mai fac, adică când am să mai vin, da. Se face în 2 săptămâni, nu cred că vin în 2 săptămâni. Și astea cât sunt? Că nu aveți preț. 10 lei. 10 lei. Da, da. Dar un coșuleț aveți? Coșulețe, numai alea ce se vede aici. Toate le-am dat. These bigger eggs are 25 lei, the other ones are 10 lei, and there is a ostrich egg over there painted, and the ostrich egg is 250 lei, these ones were beads, 20 lei, I'm gonna get a blue one, I really love it. 10 lei for an egg, and the support for the for an egg, a wooden made one, is 5 lei. See, everyone is choosing blue. Am văzut că, nu știu ce ați mai spus, ceva interesant, că este icoană pe un ou, ați făcut o icoană. Da, dar nu mai am. Deci am avut. Da. Am venit și eu la spațiu târgului. Am avut, dar nu mai am. Amazing. Și am venit după din asta, cum se numește, după turcă dulce. Nu știu că s-a terminat. Păi da, a fost numai vineri, sâmbătă și duminică. Dar eu, pentru că fac atelierul cu copii, mai... Da. Ce învață? E greu? Da, copiii ce pot și ei, dar fac cu mânuța lor. Asta ce reprezintă? Asta este vătelnița. Vătelnița, aha. Și aici ce am luat eu, să știu ce zic. Astea sunt motive. A, deci, obișnuită. Cum, da, deci cum aici e soarele. Sau astea noi facem cât da, să fie cât mai... Nu mai sunt alea tradiționale. Da. Alea tradiționale care sunt, alea nu mai sunt. Alea nu mai sunt, am înțeles. Atunci aveați ce le-ați arătat. These ones are with beads. Imagine how long takes to stick everything. Păi cred, cred. Și le-ați explicat ce înseamnă, nu? Da. Păi, dar sunt foarte frumoase, nici nu știi ce să alegi. Sunt o frumusețe rară. V-a dat Dumnezeu mare har. Da, mi-a dat Dumnezeu dar. Eu am 14 copii. Știu, v-am văzut la televizor, da, păi știu. Și dacă nu lucram la ouăle astea, vă dați seama că eram muritoare de foame dacă soțul a murit cu 23 de ani în urmă. Da. Deci am rămas cu cea mică 6 luni. Și ei au și ei talentul ăsta? Și ei au lucrat de la 6 ani tot. Numai vai, că acum dragii au plecat. De ei. Au plecat? În străinătate. Acolo uită să mai... Bine, fetele merg acolo la biserică și unde sunt. Ei s-au strâns, când se strâng așa câteodată vara când vin acasă și... Îi știu să facă tot, că odată ce înveți nu uiți. Nu mai uiți. Numai că... Nu, dar e mare, cum se spune. Cât timp faceți un ou? 3 ore. 3 hours takes to make one egg like da, this, da, da, a small one, guys. 3 zile. Și eu zic the big one, the ostrich one, took 3 days to decorate it. Da. Yeah, the ostrich on 3 days and for one like this 3 hours, guys. No, you don't put lacquer. Cum scoateți galbenușul din lăuntru? Îl înțepați? Se face pe urică. Un burghiu mic. They are empty. Deci cu presiunea aerului din sirincă, nu? Nu trage în sirincă. Da. Nu-l trage în sirincă, că el nu intră, dar presiunea face aer în sirincă și el se scurge pe lângă.
No, they are emptied. You don't have their light. They remove the content of the eggs, guys. They remove the content and you just keep them for design in your house as decorations. So you don't keep the egg because that is going to go bad. So look here how nice this is. Remove the content of the egg. Era absolut super. Dar la anul vin înainte și iau. Da. Eu mai vin, o să mai vin. Da. Sunt super. Doamne. Din când în când puteți să mă mai sunați, că eu o să mai vin la Tărăscă aici. Când acum se face la 2 săptămâni, dar nu vin, că merg. La dumneavoastră ninge, ați văzut? Da! Foarte bine! La noi minus 20 de grade. La revedere, sărbători fericite, Paște fericit! Paște fericit, sănătate, numai bine! Nu mai aveți bani, nu mai She has this place here, and she's gonna teach kids to paint on eggs. Și de unde vin copila și să-i învățați? De pe la vreo școală sau ceva? Ah, vin pur și simplu. So, if you live nearby, you can come with your kid and... Trec mămicile și văd, une de la alții mai... She has a warmer here that here has black eyes, and over there she's just a sandwich maker plugged in, and it's wax, beeswax, and here put black dye, and over there color dye, and she paints them with this tool, wax, yes, beeswax. The excess of wax she's wiping on her nail. Seems so fast. No, no lacquer. Da, da, faceți-le, doamne. Trebuie să le dau un cocolac ca să fie, adică să nu... Aha. Și după ceară. Uh-huh. And these ones, she put some lacquer on them, on these ones, yeah. We are learning here today, learning process. I just show her my emotes. We have here a baby girl.
Does she have a regular supply of eggs? Probably. Mă întreabă de unde vă luați ouăle. Cumpăr de la avicole, din vreme cu sărat. She buys the eggs from a egg producer. Because she removes the content of them. Am înțeles că între 7 și 8 ar fi săptămâna viitoare un alt târg. A, târgul, da, dar expoziția este cu ouă, am înțeles aici sus, întrebați la portal unde este, dar... Se plătește și între ore? Nu, acum este deschis, că doamna, am auzit că a venit, a zis. Dar eu n-am fost sus să văd. I think I'll have to go upstairs to visit the egg exposition, guys. Let's see, because we have approval to do this. So let's go upstairs. Let's ask. Auzit? Și pentru expoziția de ouă, unde este? Expoziția de ouă sus? Și pe aici? Sus? Mulțumesc! Da! Ok, let's go upstairs to visit the eggs. We can eat here. And we come back to the eggs, guys. Yeah. Pentru expoziția de ouă aici, că nu știam. Mulțumesc mult. Asia. Ok. These are religious motifs painted on the eggs, guys, and ostrich eggs. Almost Fabergé Museum. Look, this is made in by an artist in 2020, but there are religious motifs on them. The original title would have worked after all. Orthodox motifs. Orthodox motifs, guys. Yes. We have these type of paintings in our churches, and they transpose them on ostrich eggs. This is Christ on the cross and Virgin Mary. Look how nice this one. Virgin Mary, mourning Jesus Christ.
these type of paintings you're gonna see in our churches on the walls. The eggs were painting in 2020, I think. Ce scuze, Constantin Daniela, sunt... Ah, care cu... Da, 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 am vorbit. În ce scuze? Da. Da, 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 da. Mulțumesc mult de tot, zi frumoasă. Look here, guys. This one is made in 2020 by an artist. This is the dinner that Jesus had with the before he got arrested on the cross, and lots of other saints. From what I see here, all of them are made in 2020, so the Last Supper, yes, yes, amen. And here are different saints. Saints Haralambie, Peter, Nicholas, Constantine and Elena, Michael and Gabriel. Okay, let's see more. Saint Nicholas. No, not 2020. But we are painting these kind of eggs for lots of years, guys. Not on ostrich. The ostrich technique is recent, but we have this tradition for hundreds of years with painting eggs. Michael. These are traditional designs that we see over here. These are traditional designs. She said that the lady that she's painting the eggs downstairs, she said that the first eggs that she sold these days since she's here are the ones with all technique, the traditional ones. We'll display here a few. Virgin Mary. I'll get a few eggs from the lady as well, but maybe she'll let me learn how to do one. Eggs can be quite beautiful. Yes, look. Another traditional. Do they have eggs that were painted from a century or more ago in the museum as well? I don't see. All of them are recent, but they use techniques that are for hundreds of years. These ones are again traditional ones. These are not traditional ones.
so many details and colors, and each step requires time and lots of layers of paint. And after you wipe out the wax from them, you reveal the final colors. But after so many layers of paint, guys. And here we have tiny eggs. This one's from 2019. These are tiny eggs. Like normal eggs, not tiny. But I will ask. I will ask the artist downstairs if she will let me try to decorate one. Hello, Kalpoval. Don't push on the thing over. It breaks. We are not in the kitchen. I will try not to do any damage here. I'll try not to. So, lots of religious themes. Look, this one. Here we have some ostrich eggs. And probably different wax. And this is an egg that hasn't been finished yet. And the tools over there, and this is a wax warmer. And here is wax. And more eggs over here. I want as much eggs. No, my goodness, no. So, here are different stages of coloring the eggs. But first you dye them in the lighter color, and after that, darker ones. This is from 19th century, another egg here. It's the museum of a Romanian peasant. And for a few days they have an exposition with eggs and religious paintings. Because we're gonna celebrate Easter in 3 days. Yeah, for us Easter is one of the biggest celebration here, bigger than Christmas actually, and it's not about gifts, guys. It's about the other gifts for the soul. Even the frames of this are super old and nice, from 19th century. These are always here in the Museum of Romanian Peasants, probably from houses of people. They donated them to the museum. Egg over there. It's so cold in the museum. I'm freezing.
But maybe we can learn to do some today. What do you think? We should ask the lady if I can learn how to do one. Look, these ones with the wheat, guys. See? We make bread from wheat. And we put it on decorations for on the eggs. To eat? Yes, I will try. If she teaches kids, maybe she'll let me. But they look amazing. I love the traditional ones the most. These ones have tulips and Virgin Mary. The birth of Christ is bigger than the birth of you guys. True. And it's about sacrifice and sacrificing for others, not just for ourselves. And the egg is a symbol of life and rebirth. Adam and Eve over here. These are coming from different museums from all over the country. These are from Brasov. More in the middle of Romania. So different techniques of decorate and painting and writing. Have you, Romania, always been able to display these things? You're thinking about your past political involvement? Not quite. Back in the communism days, they used to demolish churches and they didn't want us to believe in anything else than that what the leaders, political ones, used to tell us. This is how the painting starts. So the fact that we kept our beliefs, it's actually a miracle, because after 40 years of communism, you know, people lose sometimes more than faith. We are celebrating Easter along with Russians, Bulgarians, Ukrainians, Serbians, Greeks, and another country, I forgot. These are also from Brasov. This big part of country is in part of the Greeks and Turks. Okay, let's go outside and let's see if we can learn how to decorate eggs. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și Paște luminat. Sănătate, numai bine. I wish the ladies here enlightenment Easter. And health. So let's see if we can try learn something.
there is like a restaurant or something. And lots of other people join the lady with the eggs. So let's see if we can go over there. Lots of people with the eggs. Nu, alea sunt adevărate, de lemn sunt astea de aici. Astea sunt modele și astea de aici. În restul sunt o adevărată. Dacă vreți să cumpărăm cu dumneavoastră, vă duc, nu? Da. Asta cât este? 20. Astea sunt modele 20, astea de 25 și astea de 20. Order pancakes? No, here is a lady that paints eggs and she teaches kids how to do it, and she also sells eggs, painted already, decorated eggs. I started the stream over here and showed you, and I would like to ask her if I can learn how to decorate some. This is what I'm doing. She has wax over here, colored wax, black wax. Yeah, she keeps the wax warm in there because it's cold outside, and she keeps the wax warm with a sandwich maker. Tell me, we improvise, guys. We improvise a lot. She has a few customers. The big ostrich egg that that man touches over there, she sells it for 250 lei. So I will ask if I can do. You have that one yourself, a sandwich maker? Yeah, you should learn how to do to decorate eggs. You should learn how. At least the green and red light was the same, so probably same one. I'm waiting for her to serve her customers over there, and maybe we can learn to do this, okay? Maybe we're learning to decorate some eggs. My screen again got so dark and I almost cannot see anything. Already in an hour on the stream, nice. What, the bread?
that I posted yesterday, or kozonak. Guys, I baked last night those kozonaks that I started on stream, that I needed on stream with Ruby. And I have to confess something. I think it's the best kozonak that I ever made in my life. Okay, hear me. So, the kozonak that I made last night, it's the best one that I ever made in my life. So, I have to post the recipe for that one, because if you want to try that, you have to. It's delicious. I hear the museum. Let's, until the lady is selling the eggs, maybe let's check again the church. So this is an old church that they just brought here from a village, and actually an actual church. And they just, I don't know how they did this, but they brought it up here. Oops, and the gimbal just died. The gimbal fainted. Come on, gimbal. You died so fast. Full credit. You'll take full credit for the kozonak. Come on. I actually changed the recipe, guys. And John helped me out do the percentage for butter in the recipe. Wondering, oh my god, it's so hard to read on my skin. Why is it getting so dark? I don't understand. But I have another selfie stick, because this one just died. So I have to put you on another selfie stick. The gimbal died, fainted. So let's do this. I will just hold you like this. Put the gimbal in the backpack. And let me see where the other selfie stick is. Okay, guys. Full time streamer here, okay? Okay, and I have another selfie stick. I don't know what link you posted, because my screen is dark again. I don't know why, but I have another phone. Maybe I can read your comments on that one. The bread link? Oh, thank you so much. Thank you. But kozonak last night was the most delicious ever I made in my entire life, guys. The lady still has clients over there. So, I'm trying to open the other phone so I can read your comments, because this one, the screen is so dark, I cannot see anything. Companion. Okay, I can read your comments on the other phone, guys. So I'm happy. Oh, lots of people came. Nu, este cea. Nu, 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 nu,
ceară și aici e ceară colorată. Uitați, sunt pe la Piața așa. Victoriei, pe undeva. Uite, vezi? Și după aia colorez. Ne-am văzut, dar încă nu le-am făcut, dar să le fac. Da. Se răcește, se întărește și relieful ușor. You wanna see my egg skills? I wanna see my egg skills. But I have to let the kids first and I will try next. Da. O să-ți ia You have high expectations. She is making careful all the paints on the table. Don't want these things. The table is perfectly fit for these. This is a table for kids, guys, so they can learn to do this technique. So I want to ask if I can do this. I don't know how to show you. We'll take one for yourself. Your memories have come from Easter meal. Friends delivered to the door was traditional Romanian food. Hey, ma'am, I will get you one, okay? I will get, I will show you the eggs after and you will choose one and I'll get one for you, okay? Yeah, she came from Romania. You told me about her, so I will get one egg for you, hey, ma'am, okay? It's sweet, yes, John. And the MM tried Cozonac also from MM also tried Cozonac from her Romanian friends. So the Cozonac that I made last night, MM knew about. You were thinking about my bread? Oh, about my Cozonac, my sweet bread. Super talented. She can do this. Maybe I can do it. How am I gonna show you guys? Poți să-mi văd și eu un nou ușor să fac? She said it, yes, guys, I am doing this. You have to help me out. I don't know how to... Ai întrebat-o pe doamna Olivia, cum sunt ouăle, sunt fierte și golite de păină, nu? How to... Okay, you stay here. Fierte, fierte, gata, nu mai poți să faci nimic. Nu mai dragă bate, nu vopsea din asta. Astea nu mai... Ele se întăresc puțin. You fell. Că vopseaua e din asta de lână, se prepară în apă. Deci asta. Deci faci cu ceară, prima dată faci modelul, dar astea sunt bătrânești, cum se zice, tradiționale. Dacă am făcut pe te, putem corecta? Prima. Poți să corectezi. Stai, că am eu o lamă. Dar numai să nu te tai. Stai să corectezi. Se întărește ceara. Corect, se întărește ceara, știi? Da. Este ceară curată de albine, numai că ea prin fierbere se negrește. Una și a doua noi mai, cu plăcere, când ștergem astea, ștergem în mână. Da, e, da. Și pun aici ca să fie ceară mai neagră, că da, e mai ușor de lucrat pentru. Și prima dată se face modelul pe alb, deci albul ăsta de aici, acum este ceară. După aia se pune în galben, deci tot ouă iese galben. Unde trebuie să fie galbenul ăsta de aici, noi lucrăm acum cu ceară. Deci unde se pune ceară, nu mai patrun de altă culoare. După aia se pune în roșu. Deci unde trebuie să fie roșu, se astupă cu ceară.
și la final se pune în negru. Deci tot ouul iese așa. Și după ce el se usucă, îl pui deasupra becului, bine, așa aici deasupra becului, de acasă, în plită. Și îl pun pe plită, se încălzește, șterg ceara și rămâne modelul care l-ai făcut. Astea sunt tradiționale. Da. Astea la alte sunt motive tot tradiționale, că numai pentru că tehnica mai nouă. Deci colorez ceara și rămâne... Da, da, da. Etapele tradiționale. Da, 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 da. Și cât vă iau? Trei ore se lucrează la un nou din ăsta. Da, da, păi, da. Eu am 60 de ani și de la 10 ani. Am învățat de la mătușa. Mătușa de la mama ei și tot așa. De din ce zonă suntem? Comună Urma, Sat Lucnăr de Suceava, unde mănăstirea Popla, mai sus. Suntem hotar, suntem de fapt ucrainene, dar în România suntem It's too cold outside, guys. Ieri n-am putut să fac, era I just dropped. Și nu au venit copilul, nu mai fac tot, dar foarte greu. Așa, și după aia colorez. Uite, uite aici cum colorez eu. Aici nu fac, îți fac ce vrei să mai face floare din asta. Și după aia îți scrii numele și ai să... Oh my God! My flowers are bad, guys. I am on the kids' table here, guys, so... I am bad. The kids are doing this better than I am doing. Trust me, John. Sus, e expoziție cu o de struț. Sus, la etajul 2. Noi de mult facem și noi așa, expoziție personală și avem. Dar, nu știu, acum e altă conducere și noi. Dar văd că sunt foarte deschiși la... Puteți să vorbiți cu... Thank you so much, Casca! Doing great! Thank you so much for being here! How are you? My cam is mirrored? Oh. How to fix the camera mirror? Let me see... Feature... Mirror... Okay, I'm better now. Hehehe
Eating pepperoni pizza? Wow! Casco, thank you so much. I appreciate it. Culoare vrei, tu. Albastru ăsta cu albastru ăsta cu roșu cu care vrei. O combinație, nu? Ia roșu, că e culoarea consacrată. Stai, stai că eu pun și... în partea celălalt. Ca să fie aproape. Așa, așa. Și se aplică tot așa? Se aplică interiorul pe calele? Da, de ce se aplică? Numai pe tine să nu dai, că asta nu e nimic. Așa. Dar e atât de frică să îngheată, da, se... Da, imediat, da. Auzi că trebuie să te grăbești, că este, fiind rece afară, se întărește cam de pe joc. Dar fiindcă ai pus, ai făcut astea, poți să faci așa numai, știi? Obscura. Numai de, da, așa să ne uit. Poate, da, 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 e de detalii. Sunt de detalii frumoase, dar dacă le acoperi, dacă poți pe lângă ele, dacă nu acoperi, le-ai făcut deja, da, da, da. Încearcă să umbli măcar cu recita aia. I cannot yell. Thank you so much, Casco. Thank you so much, Obscura. I appreciate you guys. You're amazing. Thank you so much. I am here at Kids Table learning to do eggs. I am really bad. I have to confess this. I am like really bad. Guys, it's so cold, the wax is just freezing. So guys, you can come with kids here and they can learn this technique until tomorrow. The lady will be here. If not, she also, you can meet her maybe in your cities because she traveled to Chicago. She's been in many cities in USA teaching people this. Seems you're going great. I did great. Oh my god, the adventure of arriving here was quite crazy. But yeah, we did it somehow. My stomach is making noises, guys. The eggs are huge. No, we're not. Are not. Seem huge, but no, it's not. Oh, I did wrong again. I have a great sense of direction, maybe. What colors? Mamma,
Nu, dar tu, ea, ea și repede, adică știi, mai lasă un pic să încălzească și când faci repede acum, ea, așa. Ia să-ți arăt cum, adică cum fac eu. Oricum nu puteți face. Uite, doamna, ia suficient de multă pe... Ia, uite. Într-o secundă, ia. Mulțumesc. Da, nici eu la fel am. Da, scurge, înainte de a spune că e scurge. Cred. Sau o scurge, fără să te-ai înseamnă. Aaa, e mult mai bine. Adică te-ai acoperit mai... Dacă mă dai, e normal. Să ai ceva ce are pe afișorul ăla. Altfel, dacă te o scurgi, nu mai rămâi cu mai nimica. Aaa, e așa. De-aia chino. Nu o să-ți iasă bine, bine, pentru că și aici afară este rece, știi? Trebuie să fie, da, mai calm, când ești în... She said that it's really cold and this is why they don't come out perfect. It's really cold outside and the sooner you put the wax on the egg, it just gets harder. You have to be in a warmer place to do this. Yes, if I will find the right things, I will do my own things. Only if. Casa că eu de iau după ce. După ce termin. Să ne zice să plecăm acasă, că dacă este cheltuit toți banii cu dumneavoastră. Te rog frumos. Te rog frumos. E o uimire. Mama. Moms try to give direction to go to kid here to do the egg and kid says, no, mama, my egg, I do it the way I want. It's looking like this. Casa
termin tot oul, dragă. Looking good. Vopsea acum o obțineți. Deci asta este ceară și nu mai o colorăm. Ne-am culor cerată. Culor cerată pentru ceară. Da. E la librărie, dar bineînțeles. Alea care sunt mai scumpe. Alea care sunt chinezești nu sunt bune. De inspirație din folclor, adică din niște apoi le dezvoltați dumneavoastră? Da, deci sunt motive bătrânești tradiționale care noi le păstrăm, numai că nu mai am. Și deci cum este? Asta e vărtelnița. Vărtelnița. Deci este calea rătăcită, este da, crucea Paștelui, da. Cornele berbecului, din astea. Restul de pe cămăș sau din astea motive tradiționale, de exemplu, cum mă supe ouăle astea de pe cămăș. What? You want a giveaway for my egg here? Any bet on my... Dar facem din imaginația noastră, adică din... Minunat. Alea cu animale sunt, că sunt din zona de munte și... La noi, eu când am învățat, mătușa, numai mătușa mea și mai o femeie era la Băbeică care lucra, care făcea din astea cu animale. De câți ani faceți asta? Hello, Nicolae! De 50 de ani, că acum am 60, de la 10 ani mă învățat. Da? Și copiii mei m-am învățat de la 6 ani, că erau în casă, era cumva și obligații erau să facă, pentru că soțul a murit, eram gravidă cu cea mică, 6 luni. Și din nou le astea am reușit să cresc, să-i întrețin. Bravo, bravo. După ce au crescut, au plecat. Băieții sunt în Anglia, fetele în Irlanda. Da. 14 copii are, doamna. Oh, așa? Da. 7 fete, 7 băieți. Da. Am avut și de copii. Am avut. Deci atunci, deci când era mai de mult, când așa, până la Revoluție nu mai făceam înainte de Paște. Așa era. Dar în timpul ierde făceam, lucram, coseam sau țeseam la război. Asta vreau să vă spun. Da. Asta vreau să vă spun. Că deci femeile toate lucră. Da. Înaintea, când pe vremea da. Bunicii... Și aveam și animale. Am 16 hectare de teren și... Și noi ne minunam cum făceau atâtea lucruri și exact ce a spus asta vreau să vă întreb. Eu nu știu cine mai țesă acum, cine mai știe să țasă la... Da. O, doar că super! Noi ăștia mai mari, tot știi cu mine tot lucrau. Cu mine a fost un mister, bunica făcea și eu nu pot să înțeleg nici acum cum reușea să fac așa ceva minunie. Deci au niște lucruri și mie mi se pare foarte, foarte dificil. Chiar mă gândeam că sunt cei mai puțini oameni care știu să facă lucrurile astea. Dana Ross. Da. Erau și niște proiecte cumva făcute înainte pe o preținită, pe niște foi. Da, sigur, sigur, trebuia după model după să un model, dar cum? Dar noi lucram cu, eu cu soara mea lucram. Și nu știa oricine să facă proiectul respectiv. Da, știu. Chita, sau nici nu știu cum să-i zic. Da, proiect. Erau persoane care știau, dar puține, și apoi erau mai multe cele care reușeau să execute după da. Model. Știi, da. E o femeie la noi, are 77 de ani și ea coase. Și nepoată sa, care are 25, stă pe tezi. Îngrijește și nu are animale și mama ei a murit. Și așa ziceam și bunica ei coase pentru ea o ei. Deci i-am zis, dar tu de ce, Crină, tu de ce nu înveți? A,
că nu știu. Păi cum nu știi? De ce? Dar tu, adică cum nu știi? Se învață, că nimeni nu s-a născut învățat. Da. Cum nu știi? Mai că nu știu. Diferența dramatică între generații. Că nu vrea. Nu că nu știe. Nu vrea. Asta e. Că dacă vrei, vrei. Da. Eu când eram mică și mergeam la mătușa, că mătușa stătea la unde stătea bunica și noi eram în altă parte, adică, da, mama s-a căsătorit și nu era acolo, nu era chiar aproape și fugeam tot timpul, că atunci se făcea nimeni înainte de Paști și mama, na, mai lăsa, mai nu lăsa, zic, dar eu trebuie să învăț, cum? Și era greu că ne punea, astea nu se făceau așa. Materialele, da, se făceam numai astea, numai din astea și puneam, deci pe ou alb, cum făceam modelul. Prima dată de o făcea niște copțele de lână, niște păhăruțe mici și cu bețișorul, cu așa cum ăsta, astea scobitoare. Puneam, trebuia să pun asta, deci în ăsta... Uite, vin aici, în loc aici, că e mai aproape de... Nici pe ăsta, pe negru să nu iasă. Că dacă puneai, dacă rămânea un pic pe negru și așa, puneai în galben, deci era o... Aia e șut mult, tu le dă chestii. Și mătușa să-i singur în prima dată, normal că mai treceam și așa. Și mătușa să-i enerva și zic, Doamne, să nu văd o dată, ca să nu mă mai cer. Uite ce frumos e. Să-ți iau astea ca să nu... De la... Unde a pus doamna la mazăvăt? Aici trebuie să vină pe picul. Este, nu știu. Ca să fie mai aproape de... I dropped the... Finish. Se bagă în culoare. Și acum pot să scrie. Blochează culoarea. Dacă stai pe mine, eu nu pot să fac. Și nu colorăm. Dar trebuie să... Da, cum vrei tu. Eu asta, deci depinde de tine. Ce vrei tu. Zizi, dai cooking book. Coloring book. Dacă vrei să mă adaug ceva. Poți să scrii numele sau... Și data când ai făcut, ca să... Așa fac copiii. Scriu numele și data. Stai în picioare, stai în picioare. Da. Ia asta. Vezi că asta e ceară caldă, da? Ia caldă. Ia, ține asta. Și de așa cum e. We have an egg. We have an egg. Vino aici. Să fii mai aproape de... Mai aproape, că dacă de, e... Da, se usucă... Se usucă imediat, până da. Aduceți chișița încolo, deja s-a uscat. Chișița, așa e, că nu uitați așa cum se numește. Eu mai șez cu tine aici, da. Cu mami acolo. Uite, o să... Uite că e ud aici. Așa. Imediat. Aici sunt, aici sunt. Look nice. Ține ou. Ține-l ușor. Vezi că este gol pe dinăuntru, da? Nu mai are arguș și nici gălbenuș. E ușurel. I should move it, yeah, on me. I move it now. Okay, guys, let's buy some eggs. Because we are here with kids. Donna is now the only kid to give a shit. Let's go get some, to buy some eggs. Oops.
Vreau să cumpăr și eu câteva. Guys, you have to this help me out what to buy, okay? Okay, let's decide what to buy. We like this one. Page. We like a red one. Da, expoziția e deschisă, nu? E deschis, pe aici, pe aici, la etajul 2. Pe aici, la etajul 2. Ok, we're getting these. And what else? I'm putting them in this basket. Ok. These are with lacquer on them. Yeah, not compare like, not like mine, okay? Look, the green one. Help me out, what colors? Put a lot of work into you. Yeah, 3 hours, one like this. 3 days, one like this. I don't even know what to choose. Three. We're getting these three. This is amazing. They are amazing. Amazing. Let's get one more red, maybe. You're putting so much pressure on you. All of you guys, tell me, what do you like? I like the red and the blue really a lot. And I like this one a lot. Okay, this I like a lot. These have lacquer on them, so the colors don't go off of them. Look, pick a red, a blue one, and last one on me. Okay, I have these. Oh my God, I don't know. I'm gonna get this. And my opera looks good to me. Okay. Vreau să le... Vreau să le cumpăr și eu pe asta. Da. Ușor. Capodopera. Baby,
Mulțumesc mult, să rămână. Vânzare bună, Paște fericit, sănătate și dumneavoastră și familiei. Ok, guys. Ne mai întâlnim, cum să nu? Sau doamne din prieteni din America. Da, 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 o să pun datele noastre de contact, o să le arăt tuturor și... Așa se fac. Da, 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 ia să vedem. Aveți aici, guys, here, if you wanna order these phone numbers, and her name is Potopila Ilana. She's actually a Ukrainian designer, egg designer here. She doesn't have a website, but her phone numbers are here. Ok. Sănătate, numai bine. Sănătate, numai bine, mulțumesc. Ok, guys, we have eggs. Let's go. I'm not looking like a tourist at all. Am I right? Am I looking like a tourist? Yes. I'm frozen, so I think I will end here, and I will hit the road because the traveler looks good with not at all with a selfie stick. Yeah, the traveler looks good with the road. So guys, I hope you enjoy this. I hope it's something that for me it was a first. I hope I'm gonna be able to do the tool myself so I can learn more of these. Exactly, I'm freezing. please find someone to raid, guys, who is here to help me out. Cascot or John or who can do this first of many. You got someone? Okay. I'm in Bucharest. I have to travel back to Ploiești, but I need to eat something and to warm up a bit because I am freezing. And yeah, I think tomorrow I might do a short stream. I will decorate eggs in my own kitchen, but it's not gonna be a usual schedule. I will post in Discord before, guys. Thank you so much for being here with me. I hope you enjoy it. I did. Stay safe, find reasons to smile, and I love you. Thank you, guys. Bye bye. Thank you, Obscura. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Have an awesome day. Thank you. Bye, Nicolas. Oh my God. Where am I here? Where am I?